Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Alexa Stănescu, iar astăzi citim O zi în zăpadă, din calendarul de advent Disney lansat de editura Litera. Era o zi geroasă de iarnă. Circul animalelor se îndrepta spre un nou oraș. Casey Jr., trenul lor, înainta cu greu prin ninsoare. Roțile alunecau pe șinele acoperite de polei. Până la urmă, Casey Jr. decisese că era prea periculos să continue, așa că se opri și așteptă să treacă vremea rea. Ce fericire pe Dumbo că trenul se oprise, nu se mai jucase în zăpadă până atunci. Când călcă prima dată pe nea, i se păru tare ciudat. Mama! Doamna Dumbo îl îmbărbătă. Haide că poți! Nu după mult timp, Dumbo se deprinse cu mersul prin zăpadă. Dumbo se jucă toată dimineața cu mama lui. Făcură bulgări cu trompa, elefanți de zăpadă, ba se jucară și de-a vaț ascunselea. Numai că elefanții nu băgară de seamă că se îndepărtaseră tot mai mult de tren. Deodată, Dumbo alunecă pe un deal abrupt. O strigă pe mama să vină după el, dar când doamna Jumbo ajunse la poalele dealului, își dădu seama că nu mai putea să urce înapoi. Dumbo încercă să o împingă. Încercă să o tragă. Nu reușea și pace. Uriașul elefant alunecă și mai mult, îndreptându-se spre marginea ascuțită a unei stânci. Zboară după ajutor, îi spune mama. Dumbo zbură cât de repede îl țineau urechile, dar în drum spre tren începu să bată vântul. Elefanțelul se chinuia să înainteze, însă urechile îi înghețaseră bocnă și nu mai putu să zboare. Se opri și așteptă să treacă vijelia, făcându-și griji pentru mama lui. Vântul se potoli, iar Dumbo zbură repede spre tren. Adună animalele și le rugă să-i vină în ajutorul mamei lui. Ce mai așteptați? Strigă șoricelul Timothy. S-o salvăm pe doamna Jumbo! Dumbo îi dusese pe toți până la stâncă. Când ajunseseră la mama elefant, furtuna de zăpadă o împinsese și mai aproape de marginea stâncii. Animalele trebuiau să acționeze rapid. Vai, vai, se văită girafa! Cum coborâm noi până acolo să o ajutăm? Timothy pocnește din degete, îi vine o idee. Toată lumea în șir indian! Le ordonă animalelor să se prindă unele de altele. În capul șirului, struțul cu gât lung se aplecă peste stângă să o prindă pe doamna Jumbo de trompă. 1, 2, 3, trageți! Urlă Timothy. Animalele munceau cot la cot, gâfâiau, trăgeau, se întindeau, până când doamna Jumbo ajunsese în siguranță pe vârful stâncii. Trosc! Se auzi deodată. Marginea stâncii cedă și animalele se prăvăliră în gol. Păzea! Răgni hipopotamul. Văleu, țipară maimuțele. Vai, spuse girafa. Ajutor, urlă ursul. Toate animalele se rostogoliră pe panta abruptă. Nu după mult timp, arătau ca un bulgăre uriaș de zăpadă. Cum facem să ne oprim? Spuse Timothy în timp ce se roteau. Bulgărele prindea viteză tot mai mare. Puf, bam, bum. Bulgărele ateriză la poalele dealului și se sfărâmă. Sunteți teferi? Întrebă Timothy, aranjându-și pălăria pe cap. Din fericire, toți erau bine, cu excepția unei amețeli de la cursa neprevăzută prin zăpadă. Animalele o luară încet spre tren. Mersul nu era nici de departe la fel de rapid ca rostogolitul prin omăt, dar nici așa de înfricoșător. În seara aceea, doamna Jumbo îi făcu micului Dumbo o băiță caldă. Îți mulțumesc pentru ajutorul de azi, spuse ea. Dumbo zâmbi și împroșcă un jet de apă cu trompa. Hei, de mine ați uitat? Chiței Timothy din ceașca în care se scălda. Și eu am ajutat. Așa, îi aprobă mama elefant. Ai fost de mare ajutor, mulțumesc. Ei, pentru puțin, am scăpat ieftin. La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.